platforme industriale. Bătaia de joc pentru transportatori și elevi la 5 luni de la începerea școlii, Ministerul Educației anunță cu fast într-o postare pe rețelele de socializare că va plăti un prezent pentru că consiliile județene nu au contracte încheiate cu transportatorii. Județele cu cei mai mulți elevi navetiști sunt Suceava, peste 8.000 de elevi care nu au primit banii pe ultimele 379 de abonamente emise gratuit, lor 1.039 de elevi care nu au beneficiat de abonament gratuit. Servicii hoteliere moderne în cele două locații din zona centrală a orașului. Locuri de cazare dotate la standarde europene, parcare proprie, servicii permanente de bază și alte facilități vă așteaptă în inima Iașului. Hotelurile Studis, facem totul pentru confortul dumneavoastră. Masterclub, un loc plăcut de petrecere a timpului liber. Masterclub, locul în care distracția nu se oprește niciodată. Masterclub, the fun experience. Nu rata cărțile din noua colecție Top 10 Plus. În fiecare marți, Ziarul de Iași vine la pachet cu un bestseller. Marți 6 februarie, Ziarul de Iași îți oferă în exclusivitate Durabila Iubire de Ian Micuan. Durabila Iubire este istoria unei obsesii erotico-religioase care i-a de victimă naratorul întregii povești Joe Rose. Durabila Iubire de Ian Micuan. La chioșcurile de presă de marți 6 februarie, numai cu Ziarul de Iași. Proiect susținut de Fundația Antibiotice Știință și Suflet. Ai simțit că îți lipsește ceva și te-ai întrebat când îl vei primi? El se atinge, el se răsfoiește, el se citește. Săptămâna lui Ieșeanul apare vinerea în ediție tipărită. Vizitează-ne și online pe www.ieșeanul.com.
sau la emisiune extemporală la Democrație. Discutăm în această seară despre politică locală și națională, despre comasare, vedem că se agită lucrurile, dar și despre chestiuni locale, majoritatea în Consiliul Local, atitudinea PMP, dar și cea a USR, pentru că vedem că în această perioadă e în dezbatere bugetul local și probabil că într-o săptămână, două, va intra și la vot în plenul Consiliului. Invitată, Monica Berescu, deputat USR. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Agitație, așa, discutam și înainte emisiunii, e agitație pe scena politică. În general, ianuarie e doar cu 24 ianuarie la Iași. Culmea că 24 ianuarie anul ăsta a fost mai liniștit la Iași decât în alți ani. Dar vedem că pe scena politică națională și implicit e o translare și pe local, e agitație, nu se știe, nu se cunoaște nici data legilor, nu se știe, nu, cea europeană se știu, dar nu se știe când vor fi locale, când vor fi parlamentare, când vor fi cuși, cum vor fi, dacă vor fi comasate sau nu. Hai să le luăm pe rând. Mulțumesc pentru invitație, că n-am apucat să termin fraza, dar e o adevărată învârmășeală, Ciucă și Ciolacu par să fie disperați ca să-și salveze scaunele. Mai nou avem această variantă de comasare.